Vezi că ai să vezi adevărata valoare a Alexandrei în momentul în care va intra un băiat în casă și lăsând la o parte interacțiunea cu Patrick și va fi interesat 100% de ea. În relația voastră doar ea știe să gestioneze. Tu doar vorbești. Într-o relație mereu unul simte mai mult și n-ar fi asta problema, doar că din partea lui Gagea pare că nu mai există deloc și dacă nu mă înșel, a și spus-o la un moment dat chiar într-o gală. El știe că Alexandra ține la el și că Alexandra e mereu acolo. Eu văd o evoluție foarte bună la Gagea. Alexandra, prin comunicare, ar putea să rezolve foarte mult, cred, în cuplul lor. Eu știu că Robert vrea să plece de 4-5 luni acasă, habar n-am. Certurile și tot ce se întâmplă nu-i plac. Exact. Stilul de viață. Da, stilul lui de viață e mai diferit, e mai liniștit. Julie, tu ce știi de la Robert? Ce ți-a spus Robert? Nu putem să plec, vreau să plec, dar nu putem să plecăm acum pentru că... Suntem în competiție, adică eu l-am încurajat să trăim experiența asta la maxim cât se poate. Tu nu ți-ai dorit niciodată să părăsești competiția? Eu vă zic sincer, eu nu am venit aici să-mi găsesc iubită. Pentru că nu era ca și cum nu sunt în stare să-mi găsesc o iubită afară. Cum nu cred că nimeni n-a venit de aici. Cine spune că a venit aici să se îndrăgostească, minte. Sunt convins de asta. Așa s-a întâmplat. A fost magie, am întâlnit-o pe ea aici, s-a întâmplat. Dacă pleacă unul dintre voi, astăzi, vrei să fii tu sau Julie?